Salut! Salutare! Ne bucurăm că ai intrat pe acest videoclip. Tema pe care ai ales-o este una foarte importantă. Foarte mulți oameni se întreabă despre aceste lucruri, dar nu au un răspuns concret. Cel puțin eu nu am avut. Și în următoarele momente vei vedea la ce riscuri te poți expune. Tinerii practică sexul anal și oralogenital considerându-l sigur, dar medicina avertizează că orificiile anusului, gurii și ale vaginului au medii diferite, la fel și microbii acestora care nu au relații de prietenie între ei. Alternarea sexului anal și vaginal și masturbarea alternativă a anusului și vaginului pot provoca infestarea chiar de la propria persoană sau de la partener, deoarece microflora acestora este diferită. Există cazuri de cancer la anus, clitoris și vulvă ce apar în urma alternărilor dese între masturbarea anusului și a vaginului. Sexul oral-anal întinează corpul uman cu bacterii și virus. Dizenteria se transmite pe cale fecalo-orală. La contactul gurii cu anusul se transmit dizenteria și diarea cu sângerări. Examinând inflamația uretrei la bărbați, cauzată de bacteria meningococică, savanții au constatat că infecția s-a transmis în timpul sexului oral. Mucoasa bucală este supusă unor boli specifice, care se transmit în timpul contactelor sexuale. Organizația Mondială a Sănătății avertizează: fiecare a 25-a persoană din lume este infestată cu infecții transmise pe cale sexuală. 15% dintre copii suferă de boli venerice. 1 milion de oameni sunt infestați zilnic. Educarea populației este una dintre primele metode de prevenire a epidemiilor. Noi oamenii ne întrebăm de multe ori de ce Dumnezeu nu ne lasă să facem anumite lucruri, dar tocmai prin asta El ne păzește, El are grijă de noi. Este exact ca un părinte care nu-și lasă copilul să cadă de pe geam, adică pur și simplu ne apără viața. Și subiectul despre care discutăm este egal cu viața noastră. Viața noastră este în joc. Viața noastră depinde de alegerile pe care le facem astăzi. După cum ai văzut în statistica care tocmai a fost pe ecran, poți vedea cât de mulți oameni s-au îmbolnăvit într-o singură cauză, din cauza faptului că nu au respectat principiile biblice. Biblia ne spune foarte clar să nu avem relații înainte de căsătorie, să nu avem relații care sunt nefirești în timpul căsătoriei. Tot timpul trebuie ținut acest lucru curat și dacă oamenii nu au respectat aceste principii, s-au îmbolnăvit. Viața ta, cum spunea și Alex, depinde de alegerea ta de astăzi. Alege să te păstrezi curat, să te păstrezi sfânt înainte de căsătorie, pentru că oamenii nu mai fac aceste lucruri în ziua de astăzi. Se pare ceva demodat, dar de fapt este cel mai bun lucru pe care tu poți să-l faci în viața ta și vei fi fericit cu adevărat. Noi astăzi avem o căsnicie fericită, avem o relație sănătoasă, pentru că am păstrat aceste lucruri în viața noastră. Această putere de a ne păstra curați nu vine de la noi, ci este doar decizia noastră, însă Dumnezeu ne dă putere. Și pentru ca Dumnezeu să îmi dea puterea în viața mea, a trebuit să vin într-o biserică adevărată, a trebuit să îmi schimb mintea, să gândesc lucruri corecte. Și la asta au contribuit foarte mult clipurile de pe canalele bisericii. De asta te invit să te abonezi acestui canal și să urmărești toate videoclipurile de pe canal, fiindcă toate ating subiecte care țin de viața noastră de zi cu zi și ne dau puterea și înțelepciunea și adevărul de a-L urma pe Dumnezeu.